Unitatea de învățământ a fost și mai animată astăzi, cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la înființare, a 105 ani de la nașterea eroului aviator Bădulescu și a 20 de ani de la schimbarea denumirii școlii de elită de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Fiul eroului aviator, Doru Laurian Bădulescu, a păstrat tradiția de a fi prezent în mijlocul elevilor și profesorilor la fiecare sărbătoare a școlii. Mare bucurie astăzi, este un alt format în care ne întâlnim de ziua școlii. Mi-a făcut o extraordinară bucurie manifestația dumneavoastră. Sunteți extraordinari, sunteți frumoși, vă doresc pe măsura acestor minunate dansuri pe care le-ați prezentat să fiți la fel de tari și la învățătură. Bucurați-vă în școala Fanion a Buzăului, Școala Capitan Aviator Mircea T. Bădulescu. La mulți ani școlii, la mulți ani doamna directoare, să fiți fericiți copii! Pe scenă a urcat și directorul care a avut inițiativa redenumirii unității de învățământ în urmă cu 20 de ani. Numele Bădulescu îl purtăm de 20 de ani de când domnul director Ionescu Ovidiu a asigurat acest lucru și îl invităm și pe dumnealui să se bucure alături de noi și să vă adreseze câteva cuvinte. Atât, la mulți ani, doamna directoare, la mulți ani vouă tuturor și după avionul ăsta cât mai sus. Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai educației și administrației locale. Sunteți veseli, sunteți bucuroși, vă doresc ca acest an școlar să fie așa ca ziua de astăzi, frumos, luminos, cu rezultate deosebite, cu oameni frumoși, să nu uitați niciodată și mici și mari că această școală este aici pentru că fiecare pune o părticică din sufletul lui și să-i respectați pe cei care au făcut posibile aceste evenimente. Vă doresc succes, vă doresc la mulți ani, să dea Dumnezeu să aveți cât mai multe astfel de evenimente. Vă doresc mult succes, aceeași, eu știu, putere de muncă, asta vine mai târziu. Dragoste pentru școală, dragoste pentru citit, pentru că urmând această școală și urmându-vă visul, cu siguranță veți ajunge departe. La mulți ani, dragi copii, la mulți ani, dragi profesori, să auzim numai de bine. La mulți ani, dragi copii, la mulți ani, doamna director și tuturor cadrelor didactice din această școală minunată. M-ați încărcat deja de energie, sunt într-o zi de sărbătoare alături de voi. Vă doresc să fiți veseli mereu, frumoși, fericiți și să vă împliniți toate visele. La mulți ani! Pe lângă tripla sărbătoare legată de unitate de învățământ a fost și ziua directoarei școlii. La evenimentul de astăzi, cel mai animat moment a fost oferit tot de către elevi, în momentul în care au pus la cale o ploaie cu avioane din hârtie. La mulți ani elevi, la mulți ani dragi colegi, la mulți ani dragi părinți, la mulți ani școlii Bădulescu, la mulți ani tuturor celor prezenți alături de noi astăzi!